O mare parte dintre localitățile din județul Mehedinți au fost acoperite în această dimineață de un strat subțire de zăpadă. Bineînțeles, ceața și poleiul nu au mai întârziat să apară, iar de cele mai multe ori acestea reprezintă reale pericole pentru șoferii. Ceața și poleiul se pot transforma în reale pericole pentru cetățenii care tranzitează zona. Dragi mehedințeni, pentru siguranța dumneavoastră și a celorlalți colegi din trafic, vă rugăm să conceți prudent și să păstrați distanța regulamentară față de celelalte autoturisme. Atenție șoferi! Iarna este unul dintre anotimpurile care pun la maximă încercarea abilitățile conducătorilor auto. De la vizibilitate redusă până la pericolul derapării, toate aceste elemente fac din condusul pe timp de iarnă o provocare. Ceața reprezintă o problemă de vizibilitate și trebuie combătută exact ca în acest plan. Luminile de ceață din autoturismului sunt esențiale pentru ca mașina ta să poată fi observată de la distanță. Similar, asigură-te că parbrizul este curat și redu viteza. Dacă ești singur pe drum și ceața este atât de deasă încât ți se pare că nu poți continua drumul în siguranță, nu te opri în șosea. Uneori, chiar și cei mai experimentați șoferi pot avea probleme în a controla mașina atunci când condițiile meteorologice sunt nefavorabile, mai ales dacă nu se respectă câteva reguli elementare de prevenție. Dar, uneori, neprevăzutul poate apărea. Porea